doliu în lumea teatrului, actrița Aimee Iacobescu a murit. Actrița Aimee Iacobescu a murit în această dimineață la vârsta de 72 de ani. Colegul său Dorel Vian a adus un omagiu, i-a vorbit despre activitatea sa profesională, una remarcabilă. A fost o actriță importantă. Important este activitatea sa. Ne-au venit prea multe impulsuri din afară. Nu poți să fii în sufletul altora dacă în sufletul tău vibrează mediocritatea, a spus Dorel Vian la Antena 3. Aimee Iacobescu a absolvit secția de actorie a Institutul de Art Teatral Sublinierei Cinematografic Ion Luca Caragiale din București, sublinierea IATC, în 1968. Fiica unui farmacist, colonel de armat, a intrat la actorie deja din primul foc, împreună cu fratele ei Geamne, Dorel Iacobescu. De subliniere, locurile erau extrem de puține, mai ales pentru fete. Aimee Iacobescu a jucat pe scena Teatrului Național vreme de 40 de ani, din 1968 până în 2008. Aimee Iacobescu a fost protejată a scriitorului Eugen Barbu, a filmat cu regizorul din Ucocea, subliniere i-a devenit apoi preferata inginerului regizor Sergiu Nicolaescu. Rămas în amintirea publicului cu rolul domnicei Ralu.